În comuna suceveană Slatina a fost inaugurată o nouă investiție, un pod în satul Găinești în valoare de 12 miliarde de lei vechi. Totul începe cu Dumnezeu, nimic fără. Ne-a scos la lumină, aș zice eu, din întuneric, eram prea uitați de lume. Alături de primarul comunei și de echipa sa de la primărie s-au aflat și beneficiarii proiectului, adică oamenii din sat. După ce preoții au binecuvântat investiția, Moș Costică Crăciun, în vârstă de 93 de ani și una dintre cele mai tinere beneficiare, o fetiță îmbrăcată în costum popular, au tăiat panglica. Este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeul părinților noștri care faci pururea cu noi după vândețile tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor în pace o cârmuiește viața noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar cu nespusa ta milostivire, păzește-i de toată întâmplarea ce rea pe robii tăi, care vor trece peste el ziua și noaptea. Tu ești Dumnezeul milei și îndurărilor și iubirii de oameni, să-i slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Binecuvintează podul acesta prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. O să țină, o să țină cât asta, o să țină foarte mult. Moș Costică recunoaște că a așteptat mulți ani această investiție, la fel ca și vecinii săi, de altfel. Demnizat, frumos, un primar bun, tânăr și frumos și gospodar. Era foarte necesar pentru că sunt foarte mulți oameni care stau peste valea asta și conducerea comunei în frunte cu primarul, consiliul local și cu toate autoritățile care au contribuit, s-au implicat și au realizat această construcție. Noi ținem să le mulțumim foarte mult pentru ce au făcut, pentru ceea ce au început, că avem foarte multe lucrări începute, au schimbat fața la comună, fața la acest sat Găinești, care era uitat de lume. Păcat, pentru că e o zonă foarte frumoasă. Acest proiect a fost realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 și a avut o perioadă de execuție de 2 ani. Astăzi inaugurăm un pod care face legătura într-o zonă foarte aglomerată din punct de vedere al caselor din satul Găinești. Este un pod peste Suha Mică. Valoarea investiției este de aproximativ 12 miliarde lei vechi. Bani în totalitate nerambursabil de la Guvernul României. Podul are aproximativ 20 de metri lungime, o lățime de 9 metri, ce este prevăzut cu două benzi, folosit pentru orice fel de greutate. Avem aproximativ 40 de locuințe și alte 40 de locuri de casă. Alături de comunitatea din Slatina s-a aflat și deputatul PSD Alexandru Rădulescu. În toate localitățile din județul Suceava sunt astfel de proiecte. Într-adevăr, aici în zonă sunt foarte multe proiecte, o dovadă că primarii sunt extrem de destoinici și pot face proiecte pentru comunitatea lor, de asta au și fost aleși și vor fi aleși în continuare. Guvernul României e adevărat că a finanțat în cea mai mare parte din proiectele care sunt puse acum în operă. Și evident, în calitatea noastră de parlamentare, am făcut și noi în limitele legale lobby-ul pe care îl putem face, am promovat zona cât am putut de mult, am arătat că sunt proiecte care sunt mai mult decât necesare pentru această zonă, că poate în urmă cu mai mulți ani nu au fost suficient de multe proiecte, că acum trebuie să fim alături de acești oameni și ceea ce se întâmplă aici și în celelalte localități de aici, din zonă, demonstrează încă o dată că programele promovate de Guvernul României sunt extrem de utile pentru comunități. Cu toți visăm autostrăzi, aeroporturi mărite, porturi și așa mai departe, dar este important să mergem aproape de oameni și să rezolvăm și problemele imediate. Poate nu toți avem timpul, mai avem timpul să așteptăm o autostradă, dar cu toți avem nevoie de un pot, de o rețea de apă, canal, de școală. Vedeți cât de frumoasă este cea care se va inaugura imediat. Deci ați văzut cu câtă bucurie oamenii au așteptat momentul ăsta. Gândiți-vă că este o comunitate care a fost defavorizată ani și ani de zile de o rețea de comunicare pe malul celălalt. Acum o are. Și primarul a fost destul de destoinic să se grăbească și uitați rezultatele. În perioada următoare, primarul Vlăduț German anunță alte noi investiții ce vor fi finalizate și vor răspunde nevoilor oamenilor.